Omul să fie mulțumit cu sărăcia sa, căci dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit. Începem episodul de astăzi, așa puțin exabrupto, cu replica unuia dintre cele mai importante personaje, și anume soacra lui Ghiță. După cum poate v-ați dat seama, opera de astăzi va fi Moara cu noroc al lui Ioan Slavici. Dacă pentru perioada pașoptistă este reprezentativă novela lui Costache Negruții, Alexandru Lăpușneanu, novela romantică, istorică, avem un episod despre ea, mergem puțin mai departe și ne referim la epoca marilor clasici. Specia novelei este mai exploatată, există mai multe tipuri de novelă deja în literatura noastră. Vorbim despre o novelă fantastică sau novelă filozofică, cum de exemplu are Eminescu. Însă novela despre care vom vorbi noi este una realistă și psihologică. Moara cu noroc al lui Ioan Slavici. După cum am precizat, Ioan Slavici este unul dintre cei patru mari clasici ai literaturii noastre, alături de Ion Creangă, Mihai Eminescu și Ion Luca Caragiale. Volumul său, Novele din popor, apare în 1881 și îl marchează pe prozator, pe clasic, drept unul dintre cele mai importante figuri ale realismului timpuriu românesc. Novela Moara cu noroc este emblematică pentru realismul și pentru caracterul său psihologic, datorită tematicii sale, datorită investigații psihologice, datorită conflictelor care se manifestă atât la nivel interior cât și la nivel exterior, datorită verosimilității textului, datorită reperilor spațiotemporale și așa mai departe. Caracterul realist al novelei este dictat, în primul rând, de complexitatea personajelor. Avem de-a face, întrucât vorbim totuși despre specia novelei realiste, avem de-a face cu personaje rotunde, bine conturate, foarte umanizate. Naratorul nostru este unul obiectiv, relatează la persoana a treia, fără implicații subiective. Acțiunea se desfășoară în secolul al XIX-lea, în zona Transilvaniei, pe lângă orașul Ineu, apropiat de satul natal al autorului, Siria, Slavici reușind să creeze o veritabilă frescă socială datorită circumstanțelor acțiunii, datorită toposului care e foarte bine precizat și a altor detalii importante care ne ajută să plasăm acțiunea în timp și spațiu. Tema novelei este una legată de etică și anume se referă la consecințele nefaste atrase de o dorință puternică de înavoțire. Avem de-a face astfel cu o viziune realist moralizatoare a autorului, acesta lăsând pe parcursul operei, încă de la începutul acesteia, da? Chiar așa am început și video-ul cu acel citat, cu acea replică a soacrei sale. Acțiunea și întâmplările fac previzibil finalul operei. Da? Vorbim despre o simetrie compozițională. Dacă la început bătrâna îi va avertiza prin cuvintele sale, îi va avertiza pe cei doi, pe cuplul Ghiță, Ana, să aibă grijă în ceea ce privește această dorință nesănătoasă de înavuțire, la sfârșitul operei tot ea își va spune cuvântul. Astfel, acest personaj al soacrei lui Ghiță va căpăta valențe profetice. Putem să spunem că este personajul profet al novelei noastre. În ceea ce privește conflictul, spuneam că în novelă conflictul ocupă un rol foarte, foarte important. În situația de față avem de-a face cu un conflict manifestat atât la nivel interior, introspectiv, cât și un conflict exterior generat de conflictul interior adineauri amintit. Ghiță, mânat de această dorință de înapuțire, renunță la principiile sale morale,
involuând, practic, degradând ca personaj. Dacă la începutul operei ne este prezentat ca un om cum se cade, cu un cod, cu o conduită morală proprie, pe parcurs asistăm la degradarea sa. Odată intrat în relație cu acest lică sămândăul, Ghiță este dispus la rândul său la fără de legi pentru a-și spori această avuție. Va avea conflicte cu soția sa, Oana, va avea de asemenea conflicte mai târziu, chiar și cu lică sămândăul. Dar cel mai important conflict pe care îl poartă este cel cu sine însuși, pentru că acesta îl va duce în pragul disperării. Punctul culminant al degradării sale morale, icebergul, ca să-l numim așa, este acel moment în care își lasă propria soție în mâinile sămădăului, după care îi va lua viața. El va fi la rândul lui ucis de către omul lui lică sămădăul, iar finalul operei este unul nefast. Toate personajele, cu excepția bătrânei și a copiilor, toate personajele vor muri în diferite circunstanțe. Dar după cum am spus, finalul este deja anticipat încă din cuvintele bătrânei care îi avertizează de la început pe aceștia. În consecință, avem de a face cu o viziune realist-moralizatoare a autorului, care pe fondul unei frește sociale de secol XIX reușește să includă o viziune proprie, originală, asupra degradării individului. Degradare datorată acestei dorințe puternice de înavoțire, care îl va distruge în mod progresiv. Avem de a face, prin urmare, cu un climax al degradării individului. Astfel, satul transilvanean de secol XIX devine fondul unor interacțiuni verosimile, umane, a unor personaje rotunde, care transpun ideea că avariția distruge individul. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat.